Vezi, asta este, s-a întâmplat. Hai, ce inimeri? Mare noroc de cuvântul meu, cum ai făcut? E, bă, ce să faci, dacă am făcut în scăldătoare când eram mic? E, na, las că ceva necurat a fost. E, a fost pe dracu stea corcodere, dar până acum două zile, asta s-a uitat când a spus toate pariurile și vi le-am plătit. A zis că bate brânzoi, da, bă, bătut brânzoi, v-am dat bani. Ia tu 200, la 200, alea nu se mai știu, gata, acum ați aștept cu... Așa fraier ai fost, mă, să pierzi, să le dai banii la garicești. Da. Adică de ce să nu ne dea dacă am câștigat? Că și e corect. Cine acum nu i-am dat? Are dreptate Creon, așa e, fericire, nu te băga, eu sunt firmă de pariuri acum, o casă serioasă. Bă, la mine ai venit, ai pus banul, ai văzut cota, ai înmulțit, ai împărțit, ai ieșit la 100, gata, mă, n-ai băgat biletul, eu nu, așa funcționează. Pariu e pariu, mă, asta e pierzi, da, mai câștigi, ce să vreau, băi, cum să fac. De ce nu faci, nu știu, vece, o putem, bă, că m-a săturat de du-te, vină-o pe ușa asta. O să fac, mă, Vasile, o să fac și... Păi fă, bă, băiatule, că e cazul. Da. Lasă că ne mai scoatem din pârleală acum când o să bată brânzoi. Bă, asta merge la sigur, da, mă. Bă, voi auziți? Voi pariați acum pe brânzoi că îl câștigă sigur, nu? Da. De sigur, Vasile sigur. Vasile e praf la șah. L-a bătut brânzoi și ieri și alaltieri, îl bate și azi. Mă bag și eu. Nu ai cum, tu n-ai ce să... De ce, mă, obiți să mă bag și eu? Ce am, râie pe mine? Banii mei nu e bun sau ce? De unde ai, mă, tu bani, Firicele? Juc pe datorii. Nu se poate pe datorii. Aici trebuie să joci cu banii chești. Uite, ăștia-s banii chești, dar vedem, nu se poate. Dă-mă și mie 100 de lei împrumut. Să-ți dau eu 100 de lei să pui tu un pariu pe care îl câștigi la sigur, este? Da, ai văzut că te-ai prins. Eu sunt gâsca ta, așa prost mă crezi sau cum vine treaba asta? Dă-mă și mie 100 de lei împrumut. Păi, adică de ce să-ți dau eu 100 de lei ca să câștigi tu și să nu pun eu pentru mine încă 100 de lei? Bravo, Creon. Să câștig tot eu. Dă-mă și mie 100 de lei. Ți-a ajutat, dar n-am. Bă, și dacă te caut eu acum așa? Lasă-mă, nu mai căuta, că o dăm în altă. Nu-ți dau, mă, nimic, lasă mă face. Bă, firața ai dracu să fiți cu pariurile voastre, că mă enervez acum. Bă, nebunule, dacă faci rost de bani, vii și te bagi. Bă, fii atent aici. Eu bă, și la final ai zice, nu asta sunt grădinar, da. Ia tu unde ții, mă. Dă-o primar, dă-ți și mie 100 de lei împrumut, te rog eu frumos. Până când? Până când te bate brânzuiul așa, că ăștia pariază că îi băteai și eu sunt singurul fraier care n-a pus bani. Zii, mă, dai, că din câte am înțeles eu, ți-i dau imediat înapoi. Cine? Ia-te, maș. Așa e, Băbiță? Îmi spune, Firicel? A spăriat că iau bătaie de la brânzuiul la șah? Cine, mă? Te-ai găsit tu să vorbești, Firicel? Bătaie, mă, din gură, ți-ai trecut de bagabonți. Păi, voi vreți să faceți bani singuri și eu nu, mă? Aha. Băi, Creone, ai votat împotriva mea? Da. De ce, mă? Ce vreau să fac, domn primar? Dacă am văzut că te bate brânzoi de te ascultă cu urechea și ieri și alaltă, ce vrei să fac? Canciule, și tu la fel, nu? Și Canciule. Bă, Vasile, și eu ia nu ne mai certa, mă. Tu du-te acolo și fă ce ai de făcut. Și uite, ca să vezi că nu mi-e frică de tine, mai plusesc cu 100, mă. Ia, da. Bobiță, mai bagă-mă cu 100 de lei. Hai, ce să văd. Și a apărut cineva pe mine? De că Bobiță, dar nu că a vrut el. L-au obligat ăștia. Da, da, cotă mică, 10%. 10%? Asta e valoarea mea în fața ta, mă? Ce vrei, mărg, asta e valoarea ta, dar nu m-a săturat. Am pierdut o grămadă de bani pe mâna ta, Vasile, că am tot dat bani. Băi, Vasile, la... mai vin o dată să muți câte mai aștept. Băi, brânzoi, tu ai fac că ăștia fac bani pe cârga noastră? Cum adică? Adică pariază care ia bătaie la șac, mă. A, asta e treaba, mă, cu banii de care zici? Da, fii atent aici, că ăștia tu ți-au pariat că tu câștigi. Da? Da. Bravo lor, mă! Băieți deștepți! Păi și eu, dacă eram ei, tot pe mine pariam. Fa! De cum? Așa de baza, mă, te crezi la șac? Da. Păi dacă e... Lasă-mi, nu-i băga în seama. Lasă-mi, nu-i băga... Să... Și câți bani s-au adunat? Câteva sute, nu e mare. Mamă, ce găinar sunteți! Chiar găinar, dar facem treabă. Dar tu cum ești, mă, Vasile? Că bate, vezi că-ți intră fumul în ochi, aoleu, trebuie să dau un telefon, stai așa ca strănută arață, faci de toate, numai să tragi de timp, se vede de la o poștă că ți-e frică de brânzoi, tu ești tot un găinar? Băi, cordele, nu mi-e frică de nimeni, nu. Nu? Nu. Păi atunci bagă niște bani în pariu dacă ești așa șmecher, împotriva noastră. Păi voi aveți banii mei, mă? Zău, mă? Brânzoi, stai în banca ta că e reapsă. De ce mă să stau în banca mea, dacă tu te bagi? Mă bag și eu. Te bagi și tu? Bine, mă, facem o partidă de la zero. Nu, partida asta. Păi de ce să o continuăm pe asta, mă? Că e început așa, în piese mai puține, nu-mi convine. Dar nu contează. Dacă ești tare, bagi aici. Bine, dacă mă. Sunt tare, bagi aici. Hai că m-ai enervat acum, da? Ha. Deci, Bobiță, 10.000 de lei, adică 100 de milioane, da. Că eu câștig. Ma. 100 de milioane, mă? Ăsta-i mărunțiș. 150 de milioane că eu câștig. Merg și eu cu 10 milioane, că bate brânzoi. Și eu cu 10 milioane. La mine la fel. Bine, bă, săracilor, hai. Puneți toți împreună 200 de milioane. Și pun și-o singur iată aici, băi, 200 de milioane. Bobiță, lasă-mă că m-a apucat toți dracii. Am o singură întrebare, bă, taci nicu, taci nicu. Auzi, la ăsta calul, tot în formă de el? Da, în formă de el. De tipar sau de mână?
Aoleu, prin cazul ăsta bag 250 de milioane, mă! Și banii diseară să dau pe caie, pe semnătură, cu martor, cu tot! Gata, mă, stați așa. Pasile, 200 de milioane, Brânzoi. Vă pun să semnați pe fiecare și imediat aici banii diseară, Brânzoi. 250 de milioane, Vasile, te o să rămâi sapă. Bă, mă, naș, mă duc la capăt, gata! Ia de aici. Așa? Hai, bă, Vasile, mult sau te uiți în telefonul ăla? Bă, dar lasă-l, bă, nu mai îl grăbi așa, că nu e tablet. Nu-i tare dreptate, băbiță. Eu sunt primar, bă, am o grămadă probleme pe cap. Ce-ți ca tine, aoleo, plouă sau nu plouă, nu-i așa, băbiță? Păi, normal. Uite, dacă te interesează, dădea un mesaj cu prefectul. Te interesează? Nu, uite că nu mă interesează. Păi asta aici am și eu. Eu zic să joci, mă, odată. Joc, mă, joc, mă, asta e problema, cred. Ia de aici. Ceah. Nu prea mai ai ce să faci. Uite că nu mai. Ia-i cal. Bă, nu joacă numai cai, bă. Te bagi tu în seamă. Nu mor cai când vrea câinii, da? Ia-i calul, bă. Doamne. Ia-i calul, băule. Hai, bă, că știam, v-am ținut așa în suspans, a? Asurat-o, este asurat-o, mă. Atenție mare la Varusanu. Păi... Ia-i calul, băule. Ia uite, mă, șahmat. Hai, mă, așa, mă, nu, bă, ia, mută-mă aici, mă. Nu merge cu... Bă, 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 e tura. Luați-mă ușor. Brânzoi, fă ceva. Stai așa, cum? Stai, stai! Stai să mă concentrez. Deci... Pierdem banii, Brânzoi. Tura, nu merge. Stai... N-ai... Să vin mâine? Panorama mare! Asta-i! Asta e ce? Am pierdut. Adică? Că n-aud bine, n-aud bine. Șahmat. Asta e, bă, șahmat. Bă, dar bineînțeles, băieți, aveți oră să veniți cu banii, da? Bobiță, te-o bere rece la băiatul. Iată, Kasparov, bravo. Vreau toată lumea. Vreau toată lumea, de cât mie că am fost cel mai bun. Haide, mă, n-ați plecat după bani. Hai, executarea. Mai dă și-mi o bere, că am ținut cu tine. Mamă, hai, yeah. Ăștia-s toți, deci hai să-i împărțim în trei și aia a fost. No, 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 îi face jumate-jumate între voi doi. E bine așa? E plăcerea mea, te rog eu frumos. Păi cum adică, stai puțin, tu nu vrei nimic din ei sau cum? Nu vreau, bă, nu-i, pe la mine altora război, mă, să-l arpă Brânzoi. Ma. Și ți-a ieșit. Băi, Ardiles, dacă n-aveai tu ideea cu și acum, mă, să joci de acasă pe tabletă, să muși și mută Brânzoi, după care să-mi dai mie pe mesaj și mută calculatorul ca să pot să muși eu, nu câștigam, bă. Bă, felicitări, bravo! Păi, dacă n-ai venit la mine, Vasile, și mi-ai zis că vrei să-l las pe Brânzoi, eu m-am bucurat, păi nu putem să refuz, că și eu am boală pe ăsta. Mai dau dracu cu vrednicia. Da, și eu, și eu că mi-a venit ideea, că la un moment dat fraierul ăia se prinde, mă. Și după aia mi-a venit mie ideea, ca să văd ce minte am și eu. Și eu îi dădeam lui ăsta mutările, îi spuneam, și el îi răspundea direct ție, înțelegi? Adică... Lasă, bă, că și tu ai îmbârligat, că la lumea cu pariurile. Și aia cu calul? Păi aia cu calul la fel, mi-a ies Ardile, îți vezi că ia calul. Imediat mi-a venit ideea. Mă rog, aia a fost gustat așa mai cu ața albă, ce da, să chiar, mai... Vasile, data viitoare, te rog eu frumos, bă, să-mi vezi și tu pătrăsele astea cu G7, cu B2, cu aia, că dacă stăm după tine să nu mergi, poate... Nu mai există, bă, niciodată data viitoare. Am făcut acum și gata, la revedere. Păi da. Că nu mai există. Păi vezi că ține. Faci tu două zile pe prostul și a treia zi e halit. Pe asta e plăcerea mea, mă, ați înțeles? Să fac pe prostul, după care, hat, să dau cu venin, să-l ard. Dar acum, gata, s-a terminat. Mm-hmm. Dar cu Brânzoi ce ai avut? Că eram și eu curios. Aoleu, păi ce mi-a spus, mă? Căci că e mai deștept ca mine, că eu sunt un prost, că sunt bugetari, că bugetari nu au nimic în cap decât să fure,
Că sunt regele proștilor de primari din toată țara? Păi normal să-mi spună mie așa ceva, mă? Că ce bine ar fi fără primari în țară, auzi? Că vezi, doamnele, este privat și vrednic și eu sunt un laș și un puturos că-s bugetar. Păi să nu le dă gămă, să-l mănci de viu. Păi, da, cam am avut dreptate aceea, Vasile, ce să zic? Acum nu te supăr pe mine că zic și eu, dar... A? La voi, la bugetari, cam asta e treaba. Adică când lucrezi la privat, nu e așa. Voi bugetarii, de bine de rău, dacă nu pică, cade, dacă cade, nu pică și tot așa ceva, tot vă iese acolo. Bine, eu nu vă zic acum de primari. Eu vorbesc în general. Aha. Că și senatorii și parlamentarii, tot bugetarii și aia este. Adică leafă mare, pensie mare după aia când iese. La noi, la privat, nu e așa. Noi, la privat, dacă nu muncești, nu-ți vine banul. Adică, știi? Ia să facem invers. Păi spune-o voi bugetarii, dacă veniți la noi la privat, în secunda 2 nu mai aveți aer, mă? Așa e ușor, stai pe fotoliile alea frumos, de piele acolo și dai legi și aia. E ușor să dai legi, mai greu e să le respecti. Și dacă dai și legi de-asta care se bate cap în cap, normal că nu mai înțelege lumea nimic, ci să... Așa spui tu, Băbița? Eu așa zic, acum nu vreau să te super pe mine, că nu am vrut să te-o zic cu răutate. Haide-mă, cum să mă gândești, fratele meu, cum să mă supăr. Ce, Doamne, iată-mă. Chiar îți mulțumesc că mi-ai spus. Mersi frumos. Uite, chiar o să mă gândesc și o să văd cam ce pot să fac. Mai tu și mie, Uber? Înțeau, dar nu te super pe mine, că vorba... Băi, Băbiță, ești nebun? Gata, chiar m-ai ajutat. Ne vină mai cu ce. Ia să te gândești la ceva. Cum să fac eu să-l arăt pe Bobiță? Că de-a trimis controle pe capul, m-am săturat și eu. Vreau ceva care să fie ca acum, cum a fost manevra asta tare, înțeleg? Bobiță, să fie la halbă, te rog eu frumos. Se face. Ai la dispoziție o săptămână. Se face că și pe mine mai enervat. Bă, dar să-l ard, să-l usture.